Ziua, dragi pretendini, fecioară. Haideți să vedem la fecioară. Pentru serviciu, bani și în general. Serviciu, bani. Așa, la serviciu aveți o ceartă cu cineva care nu se poartă foarte bine. Este o carte negativă care arată discuții, certuri, că ridică tonul sau că tensiuni, conflicte. Vorbiți cu șefi, discuții importante cu colegii, să vă controlați cuvintele ce le spuneți. Pentru că oamenii din jur, acum când veți vorbi, vor fi foarte atenți la cuvintele dumneavoastră, la cum vorbiți, ce spuneți. Foarte atenți. Și aici arată că vi se împlinesc visele. Că relațiile dumneavoastră de acasă, la fel, arată că puteți să vă construiți propria casă, că aveți idei, poate fi o afacere de familie. Multe beneficii, fericire. La bani va ieși șarpele. Arată cheltuieli, pierderi de bani sau afaceri în care pierdeți bani în afacerile astea. Nu o să aveți profit. Nu dați împrumut, nu vă asociați cu nimeni. Pentru că aveți numai trădători în jurul dumneavoastră și furecioși. O să vă spun, mincinoși, da? Care ar fi bine să îi țineți departe, să nu vă asociați cu ei. Aici arată creștere de bani, iar o să aveți bani, afaceri, în comerț și vi se va stabiliza economia. Veți fi mai bine financiar. Așa, sau că faceți călătorii de tot tipul, pot fi afaceri, poate fi experiențe, vacanță, cunoașteți culturi noi, oameni noi. Sau vă este dor de cineva de departe și asta se poate. Haideți să vedem acum în general. În aceste cărți, trecut, prezent, dumneavoastră și viitor. În trecut ați avut o răceală, o despărțire, o suferință, un blocaj, v-a fost frică de schimbări, v-a fost frică sau situația dumneavoastră economică nu v-a lăsat să faceți schimbările, n-ați putut din cauza banilor, da? Vă spun mai clar. Sau ați avut problemă de sănătate. Deci asta a fost în trecut. Probleme care... Așa, haideți să vă spun în prezent. În prezent arată să vă spuneți ce aveți pe suflet cuiva, pentru că primiți un sfat valoros. Iarăși probleme, discuții. Poate fi o vizită, că în prezent să vă viziteze cineva. Moment.
ca și când vă întâlniți cu cineva cu care nu v-ați întâlnit de mult, și puneți, vă dă sfaturi această persoană, poate fi un prieten, o cunoștință, un iubit. Așa. Și ultima, nu, dumneavoastră. Deci dumneavoastră. Haideți să vedem. Cine sunteți dumneavoastră sau ce vi se întâmplă dumneavoastră? Deci cartea asta vă reprezintă. Arată gândul. Sunteți îngândurați sau nesiguri pe ceva. Vă este teamă. În dragoste, poate sunteți un blocat sau în pauză, nu se întâmplă nimic. Nu puteți îmbunătăți această situație de dragoste. Instabilitate, la serviciu la fel, toate aspectele nu sunt stabile. Dar vor fi stabile. Vor fi stabile. Nu sunt acum, da? Dar eu vă văd aici împreună cu o persoană, foarte îndrăgostiți, în casă, vă mutați împreună. Orice plănuiți dumneavoastră și perechea, poate să ieșiți, să vă mutați, o petrecere. Reuniuni cu persoane, poate fi persoana vieții dumneavoastră. Da? Să nu vă izolați. O întâlnire. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.